și bine v-am găsit la un nou clip. Eu sunt Antonia Knuckle și astăzi vreau să vă prezint căsuța mea de pe Low Life. În plus, vreau să surprindem și reacția lui Pink, pentru că am făcut-o pe fostul său teren unde avea baza și pe care, într-un fel sau altul, ni l-a donat nouă. Știu că în ultima perioadă nu am mai postat atât de des, doar că am luat gripă care m-a ținut timp de 8 zile, din care 6 nu am putut să vorbesc absolut deloc, așa că vă rog foarte, foarte tare să apăsați pe butonul de like chiar acum și pe cel de subscribe dacă vreți să postăm din ce în ce mai multe episoade. Mulțumesc! Enjoy! Hey, bine v-am găsit în noua mea căsuță, așa arată din exterior. Vreau să vă spun ca și disclaimer că nu este totul gata, am făcut-o fix în zilele în care eram răcită, mai precis într-o zi în care eram răcită și nu mă simțeam deloc bine, iar căsuța aceasta m-a făcut să mă simt mult mai ok. Haideți să vă și prezint așa pe scurt, sper să înțelegeți ce se întâmplă aici și sper să vă placă foarte tare. Lăsați-mi în comentarii ce sugestii aveți, ce decorațiune ați vrea să pun în plus. Este o căsuță montană, aș putea spune, la asta m-am gândit în momentul în care am făcut-o și haideți să începem din partea de jos, unde am o mică fermă, aici în care mi-am pus eu morcov, în acolo am cele trei furnale. Opa, cărcăm aici pe plantație, nu este prea ok. Asta o dată. Iar de jur împrejur am încercat să pun flori, doar că nu am găsit chiar atât de multe, dar o să continui cu florile și în partea exterioară, pe partea stângă. Mai apoi scările care ne duc până sus și aici la intrare am pus acești doi copăcei drăguți. Bine, copăcei, v-ați prins voi, nu sunt neapărat copăcei, dar ați prins ideea. Și urcând în partea de sus, pe micuța noastră terasă, vom intra în casă. Casa este una minimalistă, avem covor la intrare să ne ștergem. Pac, pac, pac. Și e o, cum să zic eu, o casă de vacanță, o casă micuță, cozy, pentru o singură persoană. Acesta este holul. Observ că îmi plac chestiile mici. Mai înainte aveam, baza noastră era garsoniera de 11 metri pătrați de la Cluj. Eu zic că căsuța noastră, care arată precum garsoniera aceea de la Cluj, de 11 metri pătrați, este bună momentan. Acum avem o căsuță mică. Acesta este mini holul nostru, nedespărțit de absolut nimic, totul se află în open space. În partea dreaptă avem crafting table-ul, aici mâncăm, am pus chiar și cotiere la scaune. Aici avem inventarul nostru, dulapul. Un covoraș de jur împrejurul patului. Îmi doresc foarte tare în partea aceasta să fac o zonă de bibliotecă, să pun practic trei biblioteci, una peste alta, două aici și una în continuare, dar mai întâi trebuie desigur să muncim pentru ele. Avem o vedere absolut superbă. Sincer, pentru vederea asta, apartamentul nostru, mă rog, căsuța noastră, ar costa chiar foarte mult, doar pentru vederea aceasta și vedem pe toată lumea acolo în centru. Ceea ce e foarte nice, iar în partea stângă mai multe spații de depozitare. Este ceva micuț, drăguț, de început, nici nu am chiar atât de multe lucruri pe care să mi le pun. Am încercat să fie totul cât mai chic posibil și eu zic că a ieșit. Părerea mea cel puțin. Spuneți-mi ce credeți voi față de alte baze sau față de alte mini căsuțe pe care le-ați văzut, cum vi se pare a noastră. Așa arată afară, din nou, se face seara acum, stele. Mie mi se pare că arată chiar foarte bine. Repet, dacă vreți să schimb ceva, dacă aveți sugestii, vă rog să le lăsați acolo în comentarii. M-ai speriat. Bună ziua, ce faceți? Bună ziua, savuram și eu niște ciocolățică mică. Oh, ce frumos, mă scuzați că v-am speriat, eu cântam, nu mă auzeai? Ok, ok. Tu ce faci? Bine, astăzi sunt fericită pentru că mi-am terminat aproape căsuța. Și aș vrea să ți-o prezint, să fii prima mea. Mamă, arată-mi, arată-mi, arată-mi. Abia aștept.
Dar eu ar trebui să mă întâlnesc și cu Pink. Vrei să-l așteptăm sau să mergem înainte? Da, hai să-l așteptăm. Mai okay. Îmi fuleg și eu o bucată de ciocolată. Poftă mare! Mulțumesc! Oh, bună ziua, stimate domn! Salutare, Pink! Ai cumva o lesă? Salutare, Pink! Hai că... Cadou de casă nouă! Care casă nouă? Pink, astăzi vreau să te chem la mine acasă. Nu este decorată toată, pentru că mai trebuie să vină mobila, dar vreau să vă prezint că soția mea. Ce drăguț, ce drăguț. Păi vrea și Carina să o vadă sau? Da, Carina. A, te-ai autoinvitat. A, clasic, clasic. Mai știi când te-ai autoinvitat și mi-ai furat calul, a? Sau l-ai omorât? Calul schelete? A fost din greșeală. Te-ai autoinvitat prin peștera pe care ai făcut-o sub casa mea? Era un tunel. Un tunel, da. Bine, lasă, nu mai contează. Ok. Ok. Pink, vreau să zic că această casă este prezentată în primul rând pentru tine, că mi-ai dat terenul. Mulțumesc. Carina, tu ai transport special. Carina are transport special, Pink e cu Peugeot-ul. Oui, tourbillon. Cum se zice la conduce în franceză? Nu știu dacă... Nu, Carina! Lasă că not eu! Stai, eu trebuia să merg pe jos, că n-am fost atent. Da, transport special pentru fete. Să nu uitați să ne dați o notă la cursa noastră de Uber. Thank you very, very much. Monsieur Pink. Da, și tot am ajuns. Ce Dumnezeu e Piatra asta aici, mă? What the fuck? Bine, ce ați venit. Momentan n-au venit încă pe oamenii cu pavajul și atât avem momentan. Dar aceasta este căsuța mea. Nice. Care este o căsuță montană. Ia uite, m-a făcut cu de urci sus. Pink, n-am demolat noi fix aceeași chestie acum 2 săptămâni. Nu era chiar aceeași chestie. Am demolat casa mea veche. Arată bine. Mai mănânci merele astea de aur? Da. Ah, Pink, vreau să-ți aduc aminte că am doar 4 vieți. Stai așa, Antonia, vreau să-ți aduc aminte că parcă trebuia să-mi dai un stack întreg de diamante, nu-i așa? Oh, nu. Da, Pink, vezi că acum o să ai 3. Antonia a făcut gripă și momentan n-a fost încă la muncă, dar promit că o să merg. Ah, ok, da, nu e grabă, că nu sunt cămătar, adică... Dar cum Dumnezeule mare ai făcut așa datorie la domnul ăsta de aici? Păi ia uite ce are în chest. Vreau să zic, Carina, că Pink a fost cu mine la shopping și a fost designerul meu vestimentar, îți plac hainele mele. Poză. Superb. Bă, cum enchantez chestii? Că am și eu șmecherii din ăsta, dar nu știu să le enchantez. Ce șmecherii ai? Am armura asta de diamant. Am fost la minat, Pink, și am făcut o grămadă de diamante. Păi și cum? Îți trebuie experiență și pui pe... Da, nu știi cum? Ah, ok. Da, stai așa, Carina, că tu nici nu știi de ferma noastră, de XP, de Enderman, nici nu știi de peșteră. Știu că există undeva, dar nu știu unde. Păi chiar Antonia are acces la o fermă de... Stai să-mi dau seama pe unde era. Dacă te referi de zombie. La tunelul tău, Pink, l-am descoperit, dar nu l-am explorat. Ok, da, dacă te duci acolo și mergi jos de tot și apoi mergi până în capăt și faci stânga, e o fermă de XP de zombie. Wow, ce bine că n-am fost, Carina. Muream iar. Da. Dar nu, că nu muri, că ăia se spunează și vin undeva și nu mai au ce să-ți facă, rămân acolo blocați, știi? Ok. Da. E fermă. Din ce puteți să observați, eu am și musafiri aici, domnul cu... Lamele, da, nu mă lasă de jumătate de zi, nu mă lasă. Să-l învăț eu o schemă? El vrea să-i prezint casa, vrea să-mi o cumpere, dar nu înțelege că nu-i de vânzare. Care voia mă lese? Ia, stai așa. Eu. Voi niște lese? Gata, am 2 lese. Băi, unde e cealaltă? Ai luat-o tu, cred, uite, ia. 2 lese. Mulțumesc. Ok, a fost mai ușor decât credeam. Uite, ia și pielea aia, probabil... Mulțumesc. Probabil o să ai nevoie de ea. Nu pot să cred că ați demolat o căsuță asemănătoare cu aceasta, dar totuși, dacă ar fi să dați o notă căsuței mele minimaliste 11. De o singură persoană...
O să-i dau 11 din 11. 11, 11 din 11, clar. Mulțumesc. Are și vedere frumoasă de sus, de la etaj. Da. Bă, mulțumesc. Foarte frumos, Antonia, sunt mândru de tine. Iar aici, fii atentă, să plantezi morcovi. Că morcovii da, poți să-i faci de aur. Uite, i-am pe dreapta acolo. Da, zic să faci doar morcovi. Că o să încerc, faci, mulțumesc. Ăștia de aur sunt cei mai buni din joc de mâncat. O să-ți aduc 64. 64 de diamante, uite, ți-am aruncat perlele alea, că eu am nevoie de ele. Mersi! Aveam nevoie mai devreme. Ah, mamă, păi da... Mamă, am nederit ingot. Ce fac cu astea? O, nimic. Ia zi, Carina, cumperi ceva? Ia uite-te aici. Ce? Wow. Dacă vrei, poți să ne lași mie, Carina, că arată bine ca obiect aici. Bă, eu aș cumpăra, dar scam valită. Mi-am dat toți banii pe 5 din alea de nederit. M-am crezut că ați și furat. Care a luat de acolo? Bă, care a furat șelcărul? Eu n-am furat nimic. Nu, eu, boss. A scăpat Antonia, da. Okay. Da, bă, foarte frumos. Îmi place și eu acum trebuie să o iau pe Carina să-i arăt o schemă. Bine, mulțumesc, pa! Pa, pa! Pa, pa, Antonia, te pupi! Pa, pa! Pupi! Te aștept la ceai, Carina! Abia aștept!